tot cu o carte specială deosebită, Lugojul în nesfârșirea clipei. Domnul Bogdan ne-a făcut bucuria de a ne împărtăși cum a reușit să scrie această carte, ce l-a motivat, discuțiile cu Dorina, cu Simona, cu editura și faptul că a reușit această performanță ca într-un termen relativ scurt să apară această carte undeva din luna mai până în luna septembrie. Îi mulțumim mult de tot pentru că ne-a dăruit o carte importantă, o carte de suflet pentru lugojeni. Am primit de la Dorina câteva din jurnalele de călătorie ale lui Vasile Stoica și cred că din anul 1992 Vasile își începe o primă călătorie în Franța și vreau să vă citesc două fraze. Moto: eu, Vasile Stoica, născut în Răcătău, județul Cluj, la data de 30.06, plec în acest maraton al curajului, până în Franța. Voi dovedi cu această ocazie că nu integritatea fizică primează, ci voința de a învinge, de a trece ceva peste timp. Intenționez astfel să mulțumesc tuturor celor care, după Revoluția din decembrie, au contribuit cu ceva spre o viață mai bună pentru noi. Așa spune Vasile Stoica. Găsesc pe prima pagină un mesaj din partea domnului Virgil Turcan, primar la acea vreme al Lugojului, urmând ca următoarele mesaje să fie de la primarul Timișoarei, a Radului, al Segedului, al altor orașe pe care, prin care a trecut Vasile până a ajuns în Franța. Poate la un moment dat aceste jurnale de călătorie vor fi subiectul și obiectul unei alte cărți. Dorina, ce părere ai? O carte despre Vasile Stoica, un remember al călătoriilor sale, al sentimentelor sale, din Franța până la Los Angeles sau în orice colț al lumii. Cine știe? Mihai Angel, consilier județean, prieten al lui Vasile Stoica, un om care, din câte știu și mie îmi place mult sportul, a făcut ca sportul lugojan să devină mai vizibil, este alături de noi. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte. Da. Eu vă pot povesti cum l-am cunoscut pe Vasile Stoica. Eram elev al liceu, am iulit de la prima oră, să vă zic sincer. Și am mai văzut într-o cafenea. L-am văzut cu un prieten comun și nu am plecat de acolo până seara la ora 20. Tot ascultând la poveștile dânsului vis-a-vis de călătoriile pe care le-a avut. Pentru noi, cine fiind copii fiind, a fost incredibil și am revenit mai multe zile, pot să zic aproximativ un an de zile. Am fost zilnic alături de dânsul și se pregătea deja pentru o nouă plecare. Atunci a intervenit și ruptura, să zic așa, și nu ne-am mai întâlnit atât de des. Dar ulterior, trecând anii, ne-am întâlnit, eu am avut și societate de taxi și mai povesteam pe mașină, veneam sus la dânsul și îl mai duceam de când în când. Ce pot să zic? Doar două cuvinte îl definesc: ambiție și curaj. Vă mulțumesc frumos! Da, așa este. Vasile a fost un mentor foarte pentru mulți tineri, pentru mulți tineri pe care i-a motivat și care au rămas cu amintirea și cu exemplele, cu poveștile sale frumoase de viață. Cristi Ghinea, jurnalist, cel care a scris mai multe articole, care